Chiar pe 3 februarie 2015, ziua când s-au împlinit 90 de ani de la venirea pe lume a actorului Ștefan Mihăilescu Brăila, sub cupola Teatrului Odeon am asistat la o emoționantă celebrare a actorului. Foaierul sălii studio era însuflețit de afișe la spectacolele de altă dată ale teatrului, de imagini foto din acele spectacole unde actorul a strălucit, de exemplare ale unui volum ce îi omagiază creația excepțională, o carte atipică despre un actor atipic, Ștefan Mihăilescu Brăila, carte de mărturii scrisă de Rodica Mandache. În public, oameni de teatru și cineaști, oameni de televiziune și din redacția Teatrului Național Radiofonic, soția și fiul marelui actor, printre ei adevărați patriarhi ai acestor domenii. Anfitrioană, actrița Dorina Lazăr, directoarea Teatrului Odeon. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi prieteni, vă mulțumesc că ați venit astă seară aici atât de mulți. Mă bucur nespus, mă simt ca în familie. Povestea cu Mihăilescu Brăila a început acum vreo câțiva ani la un festival la Brașov, când s-au scos cărți despre oameni care erau încă în viață și mai aveau multe de spus. Și atunci mi-am spus, dar de ce nu și Mihăilescu Brăila? Și acum 2 ani, când s-au sărbătorit 100 de ani de la darea folosință acestui minunat teatru, a ieșit această carte despre Mihăilescu Brăila, îngrijită și scrisă de Rodica Mandache. Eu cred că peste Teatrul Odeon e un îngeraș, pentru că sunt multe, multe, multe lucruri bune care vin singure către teatru. A apărut în biroul de la contabilitate de la noi un bust, un mulaj de gips. Și doamna Geta a făcut așa și a zis, vă place? Vai, zic, ăsta e Brăila. Da, e Brăila. Dar cine l-a făcut? Un băiat tânăr și frumos. Un băiat tânăr și frumos, Cătălin Dragoș Munteanu. Vă mulțumesc mult că sunteți aici. Și voiam să vă spun, când lucram la bustul maestrului, mi-a spus cineva, vezi că e foarte greu să iei în serios un actor de comedie. Mulțumesc frumos. Dragoș Cătălin Munteanu, originar din Tulcea, s-a format ca artist la Universitatea Națională de Arte din București. Cu acest bust, realizat acum, se inaugurează la Teatrul Odeon o galerie, anunță doamna Dorina Lazăr. Doamna Irina Cajal, care e aici cu noi, mi-a zis, de ce ai pus aici bustul? Pentru că vreau să fac o galerie a actorilor minunați, care nu mai sunt printre noi și care au slujit Teatrul Giulești și Teatrul Odeon. Teatrul Odeon este bazat pe trupa Teatrului Giulești. Ea s-a întinerit și mă bucur foarte mult că acești colegi ai mei care sunt aici văd această ceremonie ca să știe pe ce baze trăiesc și pe ce trebuie să se sprijine atunci când urcă pe scena acestui teatru. Vă citesc ceva din ce a spus Brăila. Intru în teatru cu emoție, ca la un examen. Urc pe scenă cu sufletul la gură, ca acum 20 de ani când eram actor amator. Îmi place să fac publicul să râdă. Dar când el râde, vreau să fie limpede de ce râde. Vreau să vă fie limpede de ce v-ați ales această profesie și de ce merită să vă sacrificați, chiar dacă uneori sunteți prost plătiți. În momente concentrate a fost evocată apoi personalitatea complexă a artistului omagiat. Criticul de cinema Călin Stănculescu. Am o misiune dificilă. Activitatea marelui actor, care a fost Ștefan Mihăilescu Brăila, în cinema, este un model de dăruire pentru arta șaptea, un model de muncă cu zeci de roluri, care au fost construite cu migală, cu știința psihologiei umane, cu detalii absolut mirabile pentru o epocă în care de-abia se termina obsedantul deceniu. Mihăilescu Brăila debutează în 1958 cu o comedie. Nu-i plăceau comediile, dar debutul a fost într-o comedie lirică care se numea Alo, ați greșit numărul.
Acum e mai greu cu mobilele astea să greșească atâtea numere, dar era o comedie regizată de Andrei Călărașu, iar atelierul unde era filmat Brăila mi se pare că nu era foarte departe de Casa Capșa, de care era legat un mare fotograf Bilinski. Ori Brăila face în acest rol o demonstrație de onctuozitate, de cameleonism, de multe, multe trăiri sufletești în fața unui regizor de film, jucat în acest film, de Ion Lucian. Comedia era ușoară, comedia era subțire. Era prima comedie din obsedantul deceniu afară de directorul nostru, al lui Jean Georgescu. Cele peste 60 de roluri ale maestrului Ștefan Mihailescu Brăila s-au adunat an de an, iar primii 10 ani au fost poate cei mai fructuoși. De ce? Au fost ani în care a jucat condus de mari regizori: Mircea Săucan, Victor Iliu, Radu Gabrea, Dan Pița, Mircea Mureșan, maestru care este aici alături lângă noi. Rolurile s-au adunat unul după altul și în 1964 ajunge la un rol crucial al carierei sale, Comara din Vadul Vechi. Era Cântecul de lebădă al lui Victor Iliu, regizorul școlit la Moscova, nu chiar cu Eisenstein, dar cu asistenții lui, care își dădea măsura în acest cântec de lebădă pentru o drama satului românesc în anii foamete, în 46. Când nu-l strânge nevoia decât om înțelept, nu intră în datorii. Mi-e milă de voi, mă, de-aia nu vă dau. La o nevoie se înțelege, vă dau. Cât mi-o stă în putință. Ia uite, bă, boieru! Unde mi-ai fost, mă, toată noaptea ai? Prisac, eroului Brăila, capătă dimensiuni de Don Quixote. Așa îl caracteriza decanul nostru de vârstă până în 85, maestru Suchian. Un Don Quixote al satului românesc. Așa era Mihailescu Brăila. Din păcate, multe roluri din cele încă 40 de filme pe care le va mai realiza, ultimul fiind din 1996, iar ultimii 12 ani n-au numărat decât 3 titluri, nu au adăugat prea mult în cariera sa decât un mare rol într-o satiră care a fost scrisă de Titus Popovici și regizată de Geo Saizescu. Secretul lui Bacchus. Secretul lui Bacchus este o panoramă a vieții românești. În vremea aceea, în 84, 83, 84, se puteau critica până la nivelul directorilor, nu mai mult. Acum vedeți că ajung și miniștrii la DNA. Dar Brăila face o demonstrație extraordinară a mecanismului psihologic cu care subjugă umanitatea din jurul său. Toți sunt niște sclavi ai lui Bumbescu, celebru Ștefănescu, în paranteză, era prototipul personajului. Și Brăila spunea: uite-te la ei, ce mă interesează pe mine nu sunt banii, mă interesează omul, șurubul. Ăla, dacă îi faci cric, face tot ce vrei, tot ce îi spui. Și dacă se usuie pe masă și îi spui să facă ca măgarul, rage. Alo, elevatorul, tu ești directore? Aici n-am Bacchus. Păi bine, mă vrei să mor? Nu știi că am mâine măcar leagă? Sigur că sunt supărat. În strada lui Sanio Sacrare, numărul 14, numărul 10. Mă faci să vă zici ce dată. A? De seară? Nu, da, acum. Verifică așa. Era celebra replică chestii socoteli. Avem pline televizoarele de azi de chestii socoteli. A fost minunat. Vă mulțumesc.
Cu rolul unui regizor interpretat de actor în anul 1972, rămas în fonoteca de aur a Radioului Național, unde Ștefan Mihăilescu Brăila a jucat în peste 50 de spectacole, pășim pe teritoriul artei teatrale. Deschidem stagiunea cu Scorpii am blânzit. Da? Păi nici nu se poate o alegere mai bună, din toate punctele de vedere. În primul rând e Shakespeare, nu? Shakespeare. Urmă, clasic. Și încă ce clasic. În al doilea rând, comedie. Așa că ne îndeplinim și planul financiar. În al treilea rând, nu e așa, și Trencov o să-și vadă îndeplinit în sfârșit visul. De când tot vrea el să pună comedia asta? Acum s-a făcut. La omagierea aniversară de la Teatrul Odeon, Ștefan Mihăilescu Brăila 90, criticul și istoricul de teatru Jean Cazaban, reamintea marile creații scenice. Am reținut aici, fragmentar, considerații ale domniei sale. Activitatea sa scenică a început la Brăila, unde, după variate interpretări, se impune cu un interesant Spiridon Biserică, Mielul turbat de Aurel Baranga, renunțând la excesele unui joc de improvizație, simplificându-l. Cu decenii în urmă, am pregătit câteva pagini despre rolurile lui Ștefan Mihăilescu Brăila pentru o istorie a teatrului românesc contemporan, care nu s-a mai desăvârșit. Personalitatea actorului se dovedește cu o surprinzătoare elocvență în scurta sa trecere pe la teatrul din Baia Mare, unde se întâlnește cu o altă personalitate, cea a regizorului Horea Popescu. Colaborarea lor duce la o reușită de amplu ecou. Inspectorul Gul din Inspectorul de Poliție de Prisley, personaj ambigu într-o succesiune de momente actoricești de sobră expresivitate. L-am văzut în turneul făcut la București. De pe acum, cred, apare un aspect frecvent în interpretările sale de tensiune dramatică, dincolo de figura sa imobilă, încordată, controlată, dinamica vieții sale lăuntrice se percepe din voce și priviri. Personajul însemna nu numai apariția actorului într-un rol deosebit de cele anterioare, dar și într-un spectacol reprezentativ pentru căutările noitoare din acea vreme, 1956-57. După multe stagiuni de naturalism fără imaginație, era primul personaj straniu, bizar, pe scenele noastre. La Teatrul Giulești, dintre rolurile care au stabilit indiscutabil personalitatea actorului, a fost și Optimistenco din Baia de Maiakovski, din nou rezultatul colaborării cu regizorul Horea Popescu. Personajul era înfățișat caricatural, cu abilitate și dinamism, cu fantezie, dar selectiv în amănunțe și efecte. Comicul său se concretiza din acorduri și dezacorduri violente între sugestiile plasticii corporale și stridențele vocale adoptate. Posibilitățile actorului se amplifică mai târziu în Arturo Ui, piesa lui Brecht. Denunțând satiric atât individul evocat, Hitler, cât și fenomenul politic, personajul era văzut într-o dinamică demențială cu suspansuri amenințătoare, cu atitudini clișeu repetate obsesiv. Replicile sale, spuse prea strigat sau prea slab, precipitate sau întârziate, măreau impresia de șarlatan sinistru și marionetă. Acest rol brechtian venise după altul, Puntila, pe care l-am menționat, în care nu urmărise o descriere exterioară a bețivanului, nici o compoziție psihologică, ci în special semnificația, deosebind esențialul de aparența pasageră. Adevărate erau aroganța poruncitoare și demagogia. Actorul declara, încă o dată contradictoriu pentru cei care îl aplaudau, n-am avut nicio predilecție pentru comedie. Totdeauna m-am considerat tragedian. Totdeauna mi-au plăcut dramele, mai cu seamă cele de mare profunzime psihologică. A arătat-o de altfel în roluri ca Achim, din Puterea Întunericului de Tolstoi, profesorul din Antigona și ceilalți de Peter Caroaș. O creație proeminentă va reuși în Constantin Vodă Cantemir din piesa lui Alexandru Sever, Descăpățânarea, domnitorul care trăiește dilematic complicațiile și potrivnicia situației politice. Împrejurul său crește dezbinarea, iar el, bătrânul, nu poate conta decât pe iscodiri și șiretenii. Gluma și vorba de duh erau
diversiuni divace în momente grave de încordare, iar în acestea Ștefan Mihăilescu Brăila era desăvârșit. Desigur, trebuie amintit că anterior interpretase pe alt domnitor, unul simbolic, închipuindu-se stăpân pe întreaga lume, regele Beranger din piesa lui Eugen Ionescu, Regele Moare, un rol detestat de actori, controversat de critică și colegi, dar profund emoționant pentru majoritatea spectatorilor, printre care mă aflam și eu. La Radio România Muzical, un prestigios dirijor francez, de notorietate în Europa și America, spunea ușor ironic: când ajungi celebru, pericolul este că toată lumea crede că trebuie să-ți facă numai complimente. Ștefan Mihăilescu Brăila, ca mulți alți mari creatori, au căutat prin toate mijloacele să nu li se întâmple această nenorocire. Mulțumesc! Prin filmul In Memoriam, realizat de casa de producție TVR sub semnătura Lianei Sândulescu, au fost înfățișate apoi alte și alte roluri împlinite de Ștefan Mihăilescu Brăila în spectacole de televiziune și pe marele ecran, în dialog cu puținele mărturisiri ale actorului păstrate în interviu și cu mărturii de astăzi ale unor foști parteneri de scenă, precum Dorina Lazăr, Mariana Mihuț, Rodica Mandache, Gelu Nițu. Și feciorul mitrale, unde e? Îl vreau să spune! Păi atunci la pure, la ecranul. Păi, Dumnezeu să-i plătească, dar nu să-i plătească oamenii. Mi-a supărit fata! Și eu, ca un prost, m-a sfârșit. Lasă-mă, rugă, arată-le tineretii. S-au mai gândat. N-a pierdut. Evocând anul 1961, când, ca tânăr teatrolog, a început să lucreze în secretariatul literar al Teatrului Giulești, împrietenindu-se cu actorii și regizorii timpului, domnul Jean Cazaban s-a referit deopotrivă la statura artistului și a omului Ștefan Mihăilescu Brăila. Pe Mihăilescu Brăila îl urmărisem pe scenă mai înainte cu o stagiune, când fusesem trimis de revista Teatru să asist la repetițiile spectacolului Domnul Puntila și Sluga Samati. Era tabloul ascensiunii pe muntele Hatelma. Îmi amintesc că vesela hârjoană, provocată de Colea Răutu, Mati, deși Brăila încerca destul de nervos să se concentreze, să nu răspunde la sâcâielile amicale. Cred că e locul să spun că abia acum, citind cartea doamnei Rodica Mandache despre actorul paradoxal Ștefan Mihăilescu Brăila, am înțeles multe lucruri insezizabile pentru mine pe atunci, când nu aveam experiența lumii actoricești. Mă voi referi la această carte, într-adevăr atipică, foarte potrivită pentru, nu evit pleonasmul, un mare actor atipic. Este o carte a întrebărilor fără răspuns unic, a opiniilor sincere, nu a definirilor docte, care ar neglija tocmai adevărul omenesc al existenței actorului atât de înzestrat, fascinant într-o multitudine de roluri. Fotografia de la începutul cărții, capitolul Omul, puteți să răsfoiți, cartea e pe masă, ni-l arată pe Brăila cu o expresie voluntară și satisfăcută, dar este o fotografie în rol. Pentru el, teatrul este spațiul satisfacțiilor creatoare, de care a fost conștient, deși nici îndoielile și nemulțumirile exprimate deschis nu i-au lipsit. Personalitate contradictorie, asta ar fi totuși o definire pentru Brăila, așa cum reiese din aprecierile celor ce l-au cunoscut în diferite prilejuri. Era modest, spun unii, dar conștient de valoarea talentului său. De asemenea, contradictoriu, spun alții, era foarte avar și foarte generos. Era temperamental exploziv, dar și de atâtea ori reținut. Firea și evoluția sa atipică trezesc întrebări, iată, arțăgos, mizantrop, singuratic, trist, ușor antipatic, nici ateu și nici credincios, să fie oare modul totdeauna provocator în care se relevă genialitatea unei personalități? Asta ne sugerează cartea doamnei Mandache, care nu omită însă
condițiile sale de viață din copilărie și tinerețe, dorințele, suferințele sufletești, neîmplinirile de toate felurile. I-am spus o carte atipică despre un actor atipic. Într-o dimineață m-am trezit cu titlul, știți, pentru că el era un actor atipic. Chiar dacă era actor mare, cred că vehiculăm noi termeni mari, că spunem că era fabulos, că era genial, că era... Cred că din cauza asta era incomod. Putea să fie oricine. În realitatea imediată era mic, era cu păcate, era extraordinar de inteligent. Am vorbit mult despre el ca om. Ce mi s-a părut ciudat e că am vrut să vorbesc cu doamna Deleanu, doamna Elena Deleanu, fosta directoare a teatrului, care a fost 40 de ani directoare de teatru. Ea l-a adus în București și ea, cum a putut și cum s-a priceput, a făcut din el marea personalitate care... Doamna Deleanu se îmbolnăvise și nu m-a mai primit. Mi-a lipsit exact podul ăla pe care mă bazam peste apă. Nu l-am mai avut. A trebuit să trec în not ca să găsesc lucrurile despre el. Am rugat-o, am implorat-o pe Dorina să nu mă lase și să mă întâlnesc cu soția domnului Brăila. Pot să vă spun că m-am îmbrăcat frumos și m-am dus dimineață în blocul unde stătea domnul Brăila și m-am întâlnit cu doamna Brăila și am stat 3 ore cu ea și ea a fost fascinantă. Ea a fost, nu eu. Dar știu eu cum s-au așezat lucrurile sau poate eram într-o zi bună și am recepționat bine și atunci toată lumea spune ăla-i capitolul cel mai bun din carte. Despre el în familie. Am avut un noroc mare că am fost tot așa într-un interviu care a durat vreo 2 ore. Avea o emisiune Ion Cristoiu și a doua zi eu am primit un telefon de la un nepot de-a lui de la Brăila care a dorit să scrie o carte despre el și că nimeni nu a fost de acord și că nimeni nu l-a ajutat, dar el a strâns tot mai... Și atunci eu am primit un pachet atât de mare, da? Cu enorm de multe lucruri. Nepotul lui Brăila, Valentin Spânu, e cineva fără de care n-aș fi putut să scriu cartea. Scrie Rodica Mandache, Ștefan Mihăilescu Brăila a fost un mister. Mister pentru că era atât de talentat, pentru că era creativ, pentru că era conectat permanent la cosmicitate. Mister pentru că era atât de sigur de valoarea lui, ba chiar de genialitatea lui, pentru că nu disprețuia pe nimeni, dar se uita în jos, la tot, atât de sus se credea. Mister pentru că, paradoxal, se comporta foarte modest. Mister pentru că nimbul lui auriu era atât de ascuns. Mister pentru că a murit uitat de toți. Mister pentru că și după moarte gloria lui ajunge la noi tot împiedicată. Acest mister aș dori să fie dezlegat de această carte despre personalitatea atipică. Scrie Rodica Mandache. Pentru o clipă, un vâl de uitare a fost ridicat într-o seară de februarie la Teatrul Odeon